Continuă rabla pentru autovehicule. Suma maximă până la care se poate ajunge prin intermediul acestui program este de peste 9.000 de lei. Însă șoferii trebuie să știe că acordarea banilor în cadrul programului rabla se face după noi reguli. Începând din acest an, programul vine cu câteva modificări substanțiale și anume. Mașina care urmează să fie înlocuită trebuie să fie mai veche de 8 ani și să aibă inspecția tehnică periodică valabilă. Mai mult decât atât, solicitantul trebuie să aibă domiciliu în România, iar o altă condiție este aceea că nu trebuie să aibă datorii către stat. Și în 2019, prima de casare a unei mașini vechi se menține la valoare de 6.500 de lei. Cu toate acestea, mașinile cumpărate trebuie să emită mai puține noxe, respectiv doar 120 de grame CO2 per kilometru față de 130 grame CO2 per kilometru, limita de anul trecut. Mașinile cu motor care nu generează mai mult de 96 de grame de CO2 per kilometru pot primi un ecobonus de 1.000 de lei, dar și unul în valoare de 1.700 de lei dacă autovehiculul este nou cu hibrid. În total, suma acordată prin programul Rabla 2019 este de 9.200 de lei.